Bun găsit, dragi prieteni, la microfon astăzi, tot din Pașcani, invitați, spunem noi, care au ceva de spus, care contează, oameni, poate pentru unii mai noi. Astăzi vorbim despre cultură, vorbim despre acest domeniu pe care noi știm că lasă decidentul politic undeva la coada clasamentului și ne întrebăm de ce, pentru că avem nevoie de cultură și cultura poate schimba foarte mult societatea românească, dar despre asta o să ne vorbească mai mult doamna Daniela Calistru, directorul Casei Municipale Mihail Sadoveanu, de cultură, Casa de Cultură. Să rămână și vă mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit! Cum este cu cultura? Așa este? Este domeniul cel mai vitregit în continuare? Este lăsat la capitolul diverse, cum spunem noi, la final? Exact. Cred că dacă veți sta de vorbă cu mai multe persoane care activează în domeniul cultural, același lucru vă va spune. Suntem într-adevăr ultimii, ca un fapt divers, dacă pot spune așa, pe legea salarizării unice. Noi, casele de cultură, suntem împreună cu căminile culturale trecute și suntem primii din coadă. Primii din coadă? Exact, ca și salarizare și vă dați seama ca și importanță, cam acolo cred că se vrea a ne situa. Dar ce aș putea spune de Casa Municipală de Cultură Mihai Sadoveanu din Pașcani? Trebuie să ținem cont că este una din instituțiile de cultură din Pașcani și este singura de acest gen din Pașcani. Deci este singura casă de cultură pe care o au pășcănenii și cei din împrejurimi. Dacă stăm și ne gândim pe județul Iași, în afară de cea din Pașcani, mai avem Ursachii la Iași și mai avem Hârlău, care are o casă de cultură. Bine, mai este și Garabeti Brăileanu de la Târgu Frumos, care are sală, nu știu, acum bănuiesc că primarul localității respective o să vă spună mai multe amănunte cât funcționează și cât salariați are. Da. Ce aș putea să vă zic despre Casa de Cultură din Pașcani? Suntem 12 salariați cu tot cu manager, cum este titulatura mai nouă, nu mai este director, ne numim manager. Avem nevoie de cultură? Eu zic că da. De ce suntem lăsați la primii coada din coadă? Știți, dar în timp ce vorbeați, mă gândeam că fiind acolo, știți, ultimii din coadă, casele de cultură, nici nu puteți să ridicați vocea, mă gândesc, deci nu vă convine, vă tăiem de tot și cădeți sub linie. Glumesc, bineînțeles. Mai e un aspect, să știți că pe case de cultură noi nu avem sindicate, apropo de voce. Ce voce ar putea avea un număr restrâns de oameni? Că suntem noi 12 aici sau la altă casă de cultură că sunt un număr de 7-10, în general nu sunt mulți salariați pe case de cultură, asta aș vrea să sublinez, pe case municipale de cultură, că așa este titulatura corectă, pentru că mai sunt și casele studențe, sindicatelor, care e cu totul altceva, sau a studenților, care e la fel altceva. Da, cred că, ca o părere personală, bănuiesc că noi am fost lăsați la coada clasamentului, cultura la modul general, n-aș vrea să numesc neapărat numai casele de cultură, pentru că niciodată cultura nu va aduce un profit material. Este un profit imaterial care se vede în timp. Și cred că nu se mai pune accent pe așa ceva. Cred că la ora actuală contează mai mult partea financiară, partea bănoasă. Tot ce se vede. Exact, da. Uh-huh. Noi nu avem cum. E aceeași problemă. Da, eu vă contrazic aici, dacă îmi permiteți. Da. Păi s-ar vedea dacă e mai multă cultură în societate, în școală, în instituții, în, mă rog, la televizor, dacă vreți. S-ar vedea pe stradă. Da? S-ar vedea în comportamentul nostru, că știți, când scapă românul din România și ajunge în Europa, e foarte atent să nu încalce legi. Dar aici nu are niciun stres. Exact din cauza asta și spuneam. Nu se vede, eu cred că se vede foarte mult. Este de valoare imaterială. De ce am zis imaterială? Pentru că nu este ceva palpabil. Dumneavoastră spuneți de un comportament.
Cred că la ora actuală se pune mai mult accent pe partea financiară, pe partea bănasă, de profit sub forma asta decât sub profit sub forma de cultură. Este păcat, într-adevăr, că nu știm decât de cultul banilor. Venind dimineață spre Pașcani, în mașină am auzit un interviu cu domnul Constantin Chiriac. A anunțat că s-au pus în vânzare biletele pentru festivalul de la Sibiu, festivalul de teatru de la Sibiu. Și ca să dăm un exemplu ce înseamnă cultura și cum cultura poate face un oraș atractiv. Deci Sibiu, da, este cunoscut în întreaga lume prin acest festival. Festivalul, zic unic, ar fi al treilea sau al doilea din Europa de teatru, care vedeți și dumneavoastră cât atrage, cât public atrage în perioada respectivă. Asta înseamnă cultură. Exact. Deci cultura se vede, adică când bagi bani într-un domeniu și știu că la vremea respectivă primarul Klaus Iohannis, și asta o știu din declarațiile domnului Chiriac, președintele festivalului. E și el, dacă nu mă înșel, ieșean? E din zona de aici? N-aș vrea să... Da, e din Iași. Băgau undeva la 16% din bugetul orașului. Enorm. Băgau în cultură și până la urmă s-au văzut rezultatele și se văd rezultatele. Sibiu este o atracție culturală. Da, și turistică. Da. I-a ajutat și faptul că au fost capitală europeană a culturii și uite unde s-a ajuns astăzi. Deci se vede în timp, dar nu se vede de pe azi pe mâine. Exact. Da. Rezultatul nu este imediat, ci în timp. Și în general, la partea de cultură, rezultatele se văd în timp. Nu imediat. Da, despre Casa de Cultură, ce aș putea să vă zic, apropo de vizibilitate în timp. Eu am venit la conducerea acestei instituții în decembrie 2013 și mă bucur că pe parcursul anilor, deci până acum am reușit să avem, să zicem, 3 cursuri. Pentru copii, este adevărat, nu pentru adulți, pentru că noi nu putem să desfășurăm acestea decât la nivel de amator, nu ne putem permite la nivel profesional. Avem o fanfară care se numește Trubadurii, înființată din 2014, odată cu angajarea unui specialist, unui referent cultural, dar care are studii în domeniul muzical. În 2015 am reușit să înființăm o trupă de teatru pentru copii, am pus numele Prometeu. Trupă de teatru care la fel am reușit să angajăm un referent cultural cu studii de specialitate, are pe același domeniu, este regizor, potrivit licenței pe care o are doamna. Și din 2016 avem un ansamblu de dansuri populare. La fel un specialist care are studii pe domeniu și este coreograf. De ce am dorit neapărat să specific lucrul ăsta? Pentru că prin înființarea acestor trupe și prin sprijinirea lor a participa la festivaluri, dar a și scoate niște spectacole, premiere, cum sunt la trupa de teatru sau spectacole de gen la ansamblu Rapsozii Siretului sau la fanfară, am reușit să facem cunoscut nu numai pășcănenilor, dar prin participarea lor la festivaluri de valoare, deocamdată recunosc că au fost numai naționale, pentru că nu ne putem permite internaționale, costurile sunt foarte mari pentru deplasare, cazare, eventual și plata unei taxe de participare, am reușit să facem cunoscut Pașcaniu și în alte zone ale țării. Deci, într-adevăr, treptat, apropo de ce spuneați și dumneavoastră... Deci, alt beneficiu al culturii, exportăm zona. Da. O facem cunoscut în... Și vedeți și dumneavoastră, dacă ne uităm la vecinii, că ne uităm și noi de la neamț,
la vecinii din Bucovina, ce bine și-au exportat cu tradiții, cu Paște în Bucovina, cu folclor, foarte mult folclor. Folclorul, cum să vă spun, are deschidere în orice zonă din România. Te face cunoscut și atragi către zonă. Exact. Trebuie valorificat, mă gândesc, nu, numele lui Sadoveanu aici în Pașcani, că și noi la neam să-l valorificăm acolo lângă mănăstire, casa de lângă mănăstirea Neamț, de la Buvidenie, casa unde a trăit Sadoveanu. Da, trebuie toate. Hanul Ancuței. Exact. Povesteați de Sadoveanu. Da, într-adevăr, Sadoveanu s-a născut la Pașcani. Avem un simpozion care are continuitate în timp. După cum spuneam, Casa de Cultură se numește Mihail Sadoveanu. Ea a fost inaugurată în 1960, iar din 1961 poartă denumirea Marelui Scriitor Sadoveanu. Și în același an a avut loc prima ediție a simpozionului dedicat lui Mihail Sadoveanu. Spuneați de Casa de la Vovidenie. Casa de la Vovidenie a aparținut mitropolitului Visarion Puiu, o altă personalitate pășcăneancă, deci născut în Lunca Pașcani, Visarion Puiu, un alt pășcănean, i-a luat casa în ghilimele de rigoare, adică în sensul că a locuit-o după dispariția lui și a avut grijă de casa respectivă. Și pentru că tot vorbeam de personalități pășcănene, vreau să mai amintesc o altă personalitate care are legătură și cu Neamțul și cu Suceava, aș putea spune, cu Fălticeniu, dar bineînțeles cu Iașu. Este vorba de domnul profesor universitar, academicianul Constantin Ciopraga, care este născut la Pașcani și care am reușit ca din 2014 să-i organizăm un simpozion dedicat dumnealui. De ce am ținut neapărat? Ai dedicat și un simpozion lui Constantin Ciobraga. A fost o mare personalitate nu numai a învățământului, dar și a culturii, legată nu numai prin naștere de Pașcani. El a și activat ca profesor în învățământul preuniversitar în Pașcani, iar ca profesor universitar, din 1961 a fost legat de Pașcani prin faptul că a participat la fiecare simpozion, iar prin intermediul dumnealui au fost aduși mari personalități ale învățământului ieșan și nu numai la Pașcani, care au susținut prelegeri. Și atunci mi s-a părut corect că atâta timp cât dumnealui a fost în viață și a participat la viața culturală așa cum a putut, să îl omagiem și noi. E și normal să... Și, da, și mă bucur că are continuitate și acest simpozion. Am beneficiat, vreau să specific lucrul ăsta, că mi se pare corect, de ajutorul pentru prima ediție și apoi de participarea efectivă la fiecare, în fiecare an, la fiecare ediție, a fiicei academicianului, un alt cadru didactic al învățământului universitar din Iași. Este vorba de doamna conferință iar universitar doctor Magda Ciopraga. Deci Pașcaniu, ca urbi mică, dacă putem spune așa, vedem că a avut mari personalități în diverse domenii, nu numai învățământ sau nu numai partea de literatură, vedem și partea de religie, ca tot am amintit de Visarion Puiu. Și cred că ar mai fi multe, încă multe persoane care ar putea fi spuse aici. Îmi vine acum iarăși pe moment Leonard Gavriliu, care ultima perioadă a vieții a revenit în Pașcani, pentru că era tot un pășcănean de-al nostru. A revenit, a participat la viața culturală și după decesul dumnealui, Biblioteca Municipală a primit denumirea de Leonard Gavriliu. Da, îmi place așa, pentru că vedeți că fiecare zonă a dat, din țara asta, a dat personalități. Apropo de mitropolitul Visarion Puiu, care a avut un destin, știți foarte bine, pe vremea comunismului foarte zbuciumat,
Eu am participat acum câțiva ani la dezvelirea unui bust la Mănăstirea Putna. El are un bust acolo la Mănăstirea Putna. Dan Hăulică s-a ocupat, academicianul Dan Hăulică s-a ocupat de acest lucru. Vedeți? Deci personalitățile să nu rămână așa în uitare și să fie puse la locul lor. De-aia zic să privim un pic mai regional lucrurile, că dacă le privim așa numai pe strada noastră și în comuna noastră și în orașul nostru, nu realizăm. Vedeți că de-aia e bine să știi și de la Suceava un pic, și de la Iași, și de la Neamț, da. Și de la, pentru că lucrurile, vedeți și dumneavoastră, se leagă. Și ne întoarcem la cultură. Mă uitam în Republica Moldova și mă gândeam dacă să vă spun sau nu. Ei se gândesc totuși să dea o autonomie totală caselor de cultură și să-i lase, să-și le dau acolo niște bani de întreținere, în rest salarii, tot ce reușesc ei să atragă, să facă, e treaba lor. Chiar au foarte multe case de cultură, mă uitam, deci au foarte multe case de cultură și în Republica Moldova. Deci nu e o chestie demodată, adică casa de cultură totuși contează în viața unei comunități. Da. Aparent, poate multă lume zice, băi, ce se întâmplă aici, în clădirea aceasta pe care o văd ei, da. Într-adevăr, legislația din Republica Moldova diferă puțin față de a noastră din România, pentru că, da, asta este normal, fiecare țară cu legislația specifică. Încă ei au, noi, apropo de ce spuneați, că foarte multe case de cultură, și la noi în țară trebuie să ne gândim că la nivel de comună au existat căminele culturale. O parte din ele au fost dezființate, este adevărat. O parte încă mai există. De obicei... Și acum încearcă iară să le facă cu bani europeni sau cu alte... Exact. Problema va fi, pe care o văd eu pe viitor, ce se va face în acele case. Cămine culturale. Asta vreau să vă întreb. Cum vedeți dumneavoastră atragerea oamenilor către casa de cultură sau ce poate, eu știu, cum se poate îmbunătăți panoplia activităților care să aducă oamenii către instituția dumneavoastră? Din păcate, marea majoritate a activităților culturale implică niște bani. Deci ar trebui niște bugete foarte mari pentru ca să poți să oferi într-adevăr publicului niște activități culturale de anumită calitate, aș putea spune. Bun, se fac foarte multe acum și se merge pe ideea de parteneriate cu ONG-uri, cu multe persoane implicate sub formă de voluntariat. Dar o piesă de teatru, un concert, adică în momentul în care te adresezi unui public adult, unui public educat sau mai bine zis care este obișnuit cu așa ceva de un anumit nivel, automat trebuie să vii cu o piesă care cu acea activitate culturală, că este concert, că este piesă de o anumită valoare și implică niște bani, pentru că sunt profesioniști. Cu partea de voluntariat poți să faci într-adevăr ceva mai facil pentru cei tineri, segmentul de viață de vârstă mai tânăr, adolescenți, eventual tineri până în 25 de ani. Ce aș putea să zic? Lumea, mă gândesc, doamna director, să face trimitere la vremurile de altă dată. Când erau spectacole, când veneau concerte, eu știu, la Piatra Neamț, erau spectacole săptămânal, tot felul de, cum să spun, de artiști. Da, atunci era un sistem centralizat care îi, cum să spun, îi direcționau, era o firmă de impresariat care îi trimiteau pe artiști prin toată țara, adică ei știau că va veni spectacolul cu tare la Bacău, va veni la Buhuș, va veni la Piatra Neamț, va veni la Târgu Neamț, va veni la Pașcani, adică ei știau lucrurile astea. Există și acum, exact, în zona asta sunt niște teatre, impresari, da, niște care direcționează. Eu știu că la Piatra Neamț s-a luptat un domn acolo, a fost și un film premiat internațional, Cinema Munamur, un cinematograf care a fost construit tot așa, prin voluntariat, prin oameni care, tineri care au stat, și sala respectivă, foarte modernă, foarte utilată, încălzită, a devenit, cum să spun, adică pe harta... Știm că la Piatra Neamț, dacă merge cu un spectacol, cu un concert, cu piesă de teatru, că vin piese de teatru
da? Pe zona asta privată, trupele private, au condiții foarte bune. La dumneavoastră sunt condiții, adică da, este da? Casa de dotarea cultură. Dotarea din punct de vedere tehnic. Da, Casa de Cultură a fost reabilitată termic, energetic, dar și renovată în 2010. Iar din 2014, deci eu am investit foarte mult pe partea de tehnic pentru scenă, sonorizare, lumini, inclusiv 3 ani la rând, consecutiv cu ajutorul primăriei, așa, Consiliului Local, am reușit să schimbăm scaunele din sala de spectacole. Deci partea asta este ok. Spuneați dumneavoastră legat de o viață culturală care era mai dinamică înainte de 89, dacă aș putea să sintetizez sub forma asta. Există și acum, să zicem, sunt într-adevăr teatri care vin în turneu sau impresari la fel care vin, pot închiria spațiu. Din păcate, știți cu ce ne întâlnim? Teatrele care vin în turneu nu vor veni cu valoarea biletului la fel ca sediu central, deci este costul mai mare, pentru că este și transport, normal. Transport, cazare, exact, și așa mai da, departe, sunt niște cheltuieli adiacente pe care trebuie să le suporte instituția care le face, sau la impresari la fel, aceeași situație. Încât de multe ori depinde și de nivelul economic al localității respective, nu-și pot permite achiziționarea acelor bilete. Mai ales când, atunci când vorbim de un teatru sau un spectacol de teatru sau un concert, trebuie să ne gândim că nu o să vină o singură persoană dintr-o familie, ci o să vină minim doi. Este un cost. Tocmai pentru a ajuta, din 2013, deci când am venit la conducere, am încercat pentru anumite date. Și aș vrea să dau ca exemplu Ziua Teatrului Mondial, a Teatrului de Păpuși, pentru spectacolul de Crăciun, am încercat ca din bugetul instituției să subvenționăm o parte din biletul respectiv ca să poată deveni accesibil pentru spectator, încât să ajunge la valoarea unui bilet mult mai ieftin și un spectacol. Întotdeauna am încercat... Adică spectatorul să cumpere un bilet mai ieftin, el mai nu ieftin. Știind în spate că e o subvenție. Da, da, da. Am înțeles. Deci cei care știu într-adevăr, este Consiliul Local care ne ajută, ne sprijină sub forma asta și, bineînțeles, Primăria Municipiului Pașcani. Și să aducem totodată prin așa ceva spectacole de calitate, încât am reușit în câțiva ani să aducem și din Republica Moldova teatru și, apropo că ați spus, ați văzut că sunt profesioniști, într-adevăr, cei din Republica Moldova, indiferent că e vorba de soliști vocali, instrumentiști sau aduceți artiști actori din zona muzicii populare. Exact. Și sala va fi arhiplină. Am avut, adică, da. Am avut, de exemplu, pe Ion Palade, am avut din generația mai vechi Surucianu, deci au fost la Pașcani, nu e nicio problemă. Vreau să vă întreb altceva. Nu cumva și acest gen de spectacole gratuite? Nu sunt gratuite. Nu. Da. De ziua comunei, de ziua... Și oamenii au posibilitatea să meargă, să vadă spectacole și de folclor și de... și nu mai vin să mai plătească un bilet la, eu știu, la un spectacol. Bă, și așa l-am văzut la mergem în comuna cu tare că o să vină Irina Loghi. Îmi dau un exemplu. Nu, sau mergem în comuna eu zic cu tare că totuși vine... nu ne incomodează cu absolut nimic ca pe noi din instituțiile culturale. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că trebuie să ținem cont că, într-adevăr, vin și din mediul rural și vin persoane, în general, la zilele municipiului, eu cred că vin persoane cu un venit pe familie mediu, mic spre mediu. Nu cred că vin acele persoane care își doresc să vadă un act cultural în condiții mai decente. De ce spun mai decente? Adică într-o sală de spectacole, să stea într-un scaun decât să stai în picioare în mijlocul mulțimii și eventual al mirosului de mici grătar. Aoleu, mi-ați făcut poftă. Da, da, e foarte important. Eu am fost totdeauna
cum să zic, oarecum contra acestor spectacole. Dar mi s-a spus, bă, dacă nu faci, că am discutat cu primar, nu faci, ferească Dumnezeu ce pățești cu oamenii. Că nu, eu zic primar, au, și făcut, au rolul lor, într-adevăr, zilele, pentru că poți vedea, cum ați spus dumneavoastră, de exemplu, noi ca și casă de cultură, mai greu ne-am putea permite un artist care vine la zeci de mii de euro, dăm un smiley. Da. Mi-a venit smiley, de ce? Pentru că smiley a fost invitat la zilele municipiului anul trecut. Deci nu cred că l-aș putea aduce în interiorul instituției în condițiile care noi avem 308 locuri. Vă dați seama cam cât ar trebui să fie biletul la spectacolul respectiv. Nu când ar fi doritori. Bănuiesc că ar fi doritori, dar este greu ca să ne putem permite așa ceva noi ca și instituții subvenționată, pentru că din veniturile noastre proprii este foarte greu. Ce se mai poate face în Casa de Cultură? Eu vă spun că la Piatra Neamț a existat o Casă de Cultură, mă rog, eu am fost acolo, am văzut zeci de spectacole de muzică, de cel puțin concerte de muzică la greu. Ea, nu știu cum, a intrat într-o zonă, s-a degradat, nici nu mai știam ce hram poartă, a avut norocul că cineva a făcut acolo lipit o terasă, o ceva și am înțeles că din aia au trăit foarte mult, au mai închiriat cu bucățica birouașe, foarte, foarte greu, durere. Plus că ea s-a degradat, am înțeles că au făcut-o în timp, n-a mai fost acum în ultima perioadă. Dar iată, este Casa de Cultură de la Târgu Neamț, o casă model, utilată, dotată, capitonată, curată, mai mare dragul. Da? Și sunt aceste conferințe, uite, mi-am lăsat mie. Da. Sunt aceste conferințe care au început să ajungă și în orașele mici, nu numai în alea mari. Da? Și astea sunt, cum să spun, noi am avut mai mulți ani la rând conferințe pe teme religioase. Religioase, da. Pe teme religioase avem și anul ăsta pe programul de activități, numai că anii precedenți aveam la sărbătorile pascale. Anul ăsta este puțin mai inedit sau atipic, nu știu cum aș putea spune. Deci anul ăsta am încercat ca conferința pe teme religioase, am mutat-o în postul Crăciunului, când vom avea și un concert de colinde. S-a schimbat cumva, dar nu mi-a spus din ce ar mai putea trăi o casă de cultură, adică să facă ce activități ar mai... Ce avem noi ca și activități, deci pe diverse teme, în afară de spectacole care le-am zis, că spectacole de teatru, că sunt concerte, avem simpozioane, după cum am amintit, sunt deja două la Pașcan care au continuitate, apoi avem, cum am zis, conferințe, avem o sală de expoziții care se numește Arcadia, pe simezile căreia am reușit să aducem, să expună, în primul rând, talentele locale, am căutat de când am venit eu, adică la ce mă refer, sunt foarte mulți copii plecați din zonă care au urmat studii de specialitate la Universitatea de Arte George Enescu din Iași sau din alte părți. Și printr-o colaborare cu universitatea am reușit să aducem copii care erau încă studenți, masteranți sau care erau absolvenți. Și totodată am adus și pictori care sunt înscriși în Uniunea Artiștilor Plastici. Pentru că toți vorbeați din Neamț, l-am avut pe Mihai Olteanu, iar acum, recent, luna trecută, l-am avut în sala Arcadia, a expus Bogdan Mârleanu, care este un pictor ieșan de renume internațional, are expoziții și în afara țării, dar și în interior. Apoi sunt tot felul de activități pe care le avem și festivalul. Uitați, am omis lucrul ăsta. Din 2014, Casa de Cultură are organizat primul festival, pentru că n-am avut până atunci niciun festival al Casei de Cultură, se numește Curcubeul Artelor.
cu două secțiuni inițiale, dans, secțiuni bine definite, care acum are loc în zile diferite, dans și muzică, iar din 2016 avem și un festival care se numește Rampa Teatrală, bineînțeles, adecvat pentru trupele artiști de teatru. Amatori. Da, artiști amatori, copii în general, nu avem pentru profesioniști. Mai avem două minute, aș vrea să vă întreb, nu cumva s-a schimbat și puțin comportamentul cetățeanului, să spun așa, confortul, televizorul? Ați văzut că nici la meciuri nu mai merge românul? Ați văzut că stadioanele noastre sunt goale? Da. O să vedem acum dacă Iașu va reveni pe prima scenă a fotbalului. Eu mă uit la mine la Piatra Neamț, cu stadion omologat UEFA, câteva sute de oameni merg, dar... Ne ajută mass media pe parte, pentru că putem fi promovați, dar pe altă parte are și partea cealaltă negativă, în sensul că foarte mulți oameni preferă televiziunea în detrimentul unui spectacol sau a citi o carte. Păi spuneți dumneavoastră, meciuri importante aproape în fiecare seară. Ai luat televizorul în brațe, telecomanda și aia e. Da, e complicat dacă nu reușim puțin să facem diferența. Confortul ăsta nu e bun. Avem nevoie de artă, de cultură, avem nevoie de lucrurile acestea și cred că ar trebui făcut mai mult din partea decidentului politic. Cred că ar trebui mai mulți bani pentru partea de cultură și dacă să stați de vorbă cu mai mulți oameni care activează în partea culturală, cred că același lucru vă va răspunde. Banii ăștia trebuie să vină și pentru activități, dar trebuie să vină, aș vrea să specific, și pentru salariați, pentru că trebuie stimulați. Atâta timp cât vii pe un venit aproape mediu, pe nivel de economie, marea majoritate pe case de cultură așa sunt, vă dați seama că niciodată n-ai să-l poți obliga pe acel salariat să-ți aducă activități sau să gândească, mai bine zis, activități din ce în ce mai diversificate și care să aibă un impact cât mai mare asupra cetățeanului. Este factorul decizional este în altă parte și îi rugăm, într-adevăr, să aibă grijă și din noi de partea de cultură. Ei, și o să vină perioada următoare, mă refer la, eu știu, anul electoral, când se vor face promisiuni de șarte și ne vor spune câte și mai câte, din păcate, asta e. Eu cred că trebuie să-și modifice puțin, da, decidentul politic, să-și modifice puțin cultura, mai ales că suntem la doi pași de capitala culturală, spune ce o spune, așa, o fi Clujul, aia economică, sau eu știu, Bucureștiul, care ori mai fi, dar Iașul lăsați, adică capitala culturală. Totuși, și prima universitate unde a fost înființată, la Iași, să nu uităm lucrul ăsta. Și prin partea de învățământ automat s-a dezvoltat și cultura. Pentru că Cogălnicianu, să nu uităm, n-a fost numai un om politic, un prim-ministru, a fost și un mare om de cultură, ei, un scriitor, nu știu un istoric. Vom mai trăi noi momente istorice când un grup de oameni, să nu ne ferim, și patrioți, oameni este, școliți, au, cum să spun, au redirecționat România către... Către Europa. Către Europa, da. Uite, pentru nu că... mă așteptam să spuneți, da. Da, da, păi trebuie să recunoaștem că totuși în perioada interbelică România era un nume pe harta Europei și să nu uităm Bucureștiul, cum li se zicea, micul Paris, și noi eram în perioada respectivă ca și țară, veneau ei la noi, emigrau, nu emigram noi. Atunci au venit cei mai mulți italieni, cei mai mulți polonezi, aveam evrei care existau aici. Acum, din păcate, dacă stăm să o dăm pe partea de parte demografică, unde se duc? Se duc românii și lucrează în alte țări. Da, e într-adevăr aici ar trebui să reflecteze mult de ce românul pleacă din țară și n-ai zice că acolo e altceva. Aici nu e spital, aici nu e școală, aici nu e drum, aici nu e asfalt, aici nu e corupție. Am zis mai încet corupție, da. Nu, aici sunt niște lucruri care, cum să spun, nu-ți dau siguranța că
Da, au apărut salarii mari, sunt deja oportunități în niște domenii, văd că zona asta de drumuri care, mă rog, o să dezvolte și Moldova, dar mulți și-au făcut viața acolo. Aici e gravitatea locurilor. Da, și nici nu se vor mai întoarce înapoi în țară. Și nu se vor mai întoarce așa. Și gravitatea este că și cei mici, tineretul, asta, exact asta și visează tot acolo. Exact, adică nu visează niște locuri aici. Mai avem de discutat. Eu totuși cred în România. Cred că putem și noi să facem ceva aici. Poate, eu mereu am spus, prin mai multă implicare civică, fiecare în dreptul lui, fiecare în dreptul casei lui, pe scara lui, la blocul lui, pe strada lui și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Daniela Calistru, managerul Casei de Cultură Municipale Mihail Sadoveanu, de aici din Pașcani. Toate cele bune și succes! Hai cultura! Mai sus! Da. Mai sus cultura! Da, mulțumim! Deci noi avem un slogan la Casa de Cultură: cultură, educație, tradiții. Nici nu se poate altfel. Un slogan care cuprinde absolut tot de ce avem nevoie. Vă mulțumim! La revedere!